Lucrările pe amenajarea de irigații Crivina Vânt Jumare au avansat într-un ritm bun de la ultima vizită pe care președintele Consiliului Județean Mehedinți Radin Georgescu, împreună cu ministrul Agriculturii Petre Daia, au realizat-o în urmă cu 2 luni. Astfel, ministrul, însoțit de autoritățile județene, au mers la pas de-a lungul canalului amenajării pe o distanță de 4 km. Deci asta eu pot să ajung la capacitate de 2000 de metri pătrați pe zi de pereu. 2500 de metri pătrați. Domnul e spune unde și mi-a arătat până aici vina noastră și eu fixăm acum locul. Da. Și eu vin când ajungeți acolo, îmi dați telefon. Așteptăm. Ministrul Agriculturii Petre Daia, directorul general al ANIF, Cornel Popa, prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, secretarul de stat Bogdan Simcea, vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți, Ionică Negru, și directorul ANIF Mehedinți, Valentin Picioruș, au mers la pas de-a lungul canalului amenajării pe o distanță de 4 km, unde constructorul a reușit să defrișeze și a început betonarea, astfel încât să se reducă pierderile de apă. Zona aceasta, ca obiectiv de investiții cunoscut, amenajarea Crivina Vânt Jumare, un obiectiv important. Important din mai multe puncte de vedere. În primul rând că este într-o zonă foarte aridă, într-o zonă în care succesul culturii stă în asigurarea apei. După cum bine știți, anul acesta a fost un an care ne-a pus la grea încercare. Motiv pentru care am stăruit să ne întâlnim aici acum o lună și ceva de zile și al doilea motiv a fost acela să ne stabilim graficul de execuție. Graficul de execuție știindu-se că odată câștigată licitația pentru executarea lucrării, s-a stabilit și un termen de finalizare acestei. Terminul este de 3 ani. Investiția este mult așteptată în Mehedinți, un județ cu un potențial agricol ridicat, iar la final se vor putea iriga aproximativ 24.000 de hectare de culturi agricole. Mă bucur că a ajuns domnul ministru aici. Este foarte important pentru că este binevenită această reabilitare a celor 20 de kilometri pe amenajarea Crivina Vânt Jumare. Dar un lucru foarte important și sper să-l înțeleagă și proprietarii de terenuri și arendașii, dar și cei care dețin în proprietate aceste SPP-uri și care au și asociațiile de udători. În paralel cu această investiție și cu următoarea investiție a Ministerului Agriculturii, este foarte important ca și dumnealor să obțină fonduri europene pentru a reabilita stațiile de punere sub presiune și de asemenea pentru a se pregăti din punct de vedere tehnic, astfel încât la momentul când canalul va fi în stare de funcțiune, va avea apă pe el, să poată mai departe să trimită către terenuri apa pentru a iriga culturile și a avea o capacitate destul de ridicată de a obține o producție foarte bună. Este absolut necesar ca fermierii constituiți în asociații în zona respectivă să acceseze fonduri europene pentru realizarea investițiilor în stațiile de punere sub presiune. Pentru noi, ca județ, este foarte important, prin prisma faptului că județul a avut o puternică tradiție agricolă și avem un potențial foarte mare, la fel ca întreaga țară, de fapt, iar acesta poate fi pus în evidență prin realizarea acestui sistem de irigații. Este un mare avantaj pentru județul Mehedinți că domnul ministru este un om al locului, un om al domeniului, un reputat specialist și acțiunile sale în fruntea Ministerului Agriculturii se observă la nivelul întregii țări. Contăm pe sprijinul dumnealui, al domnului director general și sperăm că vom realiza acest sistem în timp util. Investiția pe Crivina Vânt Jumare are o valoare de 70 de milioane de lei și este finanțată în cadrul Programului Național de Irigații al Guvernului, program inițiat de ministrul Petre Daia. Se va realiza reabilitarea investiției din amenajarea Crivina Vânt Jumare pe o lungime de 20 de kilometri de canal principal pe care l-ați văzut aici, jumătate din capacitatea stației de pompare de bază, adică 6 agregate de pompare și construcțiile hidrotehnice aferente pe această lungime de canal.
Constructorul depune toate eforturile pentru ca lucrarea sa să se realizeze în termenii stabiliți de contract. În paralel, pentru amenajarea de irigații, izvoarele cu jmir, lucrările programate să se desfășoare sunt în procedură de licitație, iar autoritățile au speranța că la anul vor începe și aici investițiile în sistemul de irigații. Ministrul Petre Daia a arătat faptul că are obiective clare în ceea ce privește investițiile în sistemul de irigații, reducerea consumului de energie, reducerea pierderilor de apă prin infiltrații și astfel toată apa de pe canale să ajungă la rădăcina plantelor.